Dublă premieră astăzi la Buzău, o expoziție unică la galeriile de artă Ion Andreescu, unde 22 de lucrări originale ale marelui pictor impresionist pot fi văzute gratuit, și o reproducere foto a lucrărilor lui Ion Andreescu, ce poate fi admirată și în pasajul Unirii. Așadar, Buzăul sărbătorește pe Ion Andreescu, marele său pictor, ca exponent al impresioniștilor români, alături de Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian, Nicolae Tonița sau Gheorghe Petrașcu. Andreescu a debutat ca profesor de desen liniar și caligrafie la Gimnaziul Comunal Tudor Vladimirescu, actualul Colegiu Național BPHD-ul, dar și la Seminarul Teologic. Avem oaspeți de seamă astăzi și m-aș bucura să facem din acest eveniment un eveniment de rezonanță națională și, de ce nu, Doamne ajută, internațională. Spuneam că acest spațiu este un tezaur. E vorba despre opera lui Ion Andreescu, un artist deosebit, un artist, iată, care a petrecut cele mai frumoase, aș zice eu, clipe de creație aici la Buzău, inspirându-se din frumusețile de atunci ale Buzăului. Academicianul Marius Andruh, cetățean de onoare al municipiului Buzău, s-a întâlnit cu marele Andreescu încă din primul an de liceu la HD-ul, acolo unde artistul fusese profesor. Unul de lucrurile pe care trebuia să-l vedem era o filă dintr-un catalog în care profesorul de desen și caligrafie Ion Andreescu dădea nota 0 tăiată în 4. Nota 0 tăiată în 4, pentru cei care nu știu, înseamnă că pentru fiecare sfert din 0 ora să iei un 10. La seminarul din Buzău, profesorul Ion Andreescu a predat timp de 6 ani, după care a plecat la Paris să studieze pictura. Reprezentanții Arhiepiscopiei și ai Seminarului Teologic au evocat perioada de timp în care artistul s-a străduit să-i pregătească cât mai bine pe tinerii liceeni. Fost ministru al culturii în 2 mandate, senatorul buzoian Lucian Romașcanu i-a felicitat pe organizatori pentru aceste evenimente. Este un eveniment de mare bucurie și, cum să spun, istoric până la urmă, pentru că, mulțumită domnului director Călin Stăgerean, de la Muzeul Național de Artă României, avem Ion Andreescu în orașul în care Ion Andreescu a făcut, a pictat cea mai mare parte a lucrurilor sale. Este o mare bucurie pentru locuitorii muzeului să vină să-l vadă pe Ion Andreescu aici, pentru cei care vor trece prin oraș să oprească, pentru că este o expoziție, nu aș spune unică, dar în certitudine rarisimă, pentru că nu pot să-l vezi pe Andreescu pe simeze foarte des. Pesimezele de la galeriile de artă Ion Andreescu, sala etaj, pot fi văzute pe îndelete 22 de lucrări semnate de marele pictor impresionist. Ocazie unică pentru publicul buzoian, care le poate admira timp de 2 săptămâni. Printre lucrările expuse sunt și cele pictate pe plaiurile buzoiene, în crâng, pe străzile orașului sau în drăgaică. Să avem educație și cultură înaltă la Buzău. Pentru că sunt invitat de directorul de școală în Buzău, cred că aveți obligația să vă aduceți elevii aici și să se alimenteze de la arta pură a unui buzoian care a crescut și a creat aici. Și nu pot să-mi mulțumesc domnului Valeriu Șușnea, pentru că mai de 7 ani de zile, un eveniment unic la nivel național, fiecare lună poartă numele unei personalități. Al doilea eveniment dedicat marelui artist la sărbătorirea a 150 de ani de impresionism a avut loc în pasajul Unirii, unde expoziția de fotografii istorice a fost înlocuită cu reproduceri fotografice ale picturilor lui Andreescu. Trebuie să punctăm totuși această galerie unică pentru Buzău și probabil că nu sunt foarte multe în țară. Felicitări, domnule primar Toma, că ați redat Buzăului un spațiu care devenise o rușine și care acum este chiar un loc de atracție și pentru muzeu și pentru cei care vizitează muzeul. Îl avem acum pe Andreescu aici, îl aveți și la galeriile Uniunii Artiștilor Plastici. Merită să mergeți, dragi profesori, luați-vă elevii, duceți-i să-l vadă pe Andreescu. Este foarte rar, spre rarisim, să-l vedeți pe simezele unei expoziții. Ion Andreescu se întoarce acasă prin 4 evenimente extraordinare. Primul, vernisajul acestei expoziții cu 22 de lucrări originale
eveniment care îl realizăm împreună cu Muzeul Național de Artă, domnul stagiar, încă o dată mulțumit. Al doilea eveniment, lansarea acestei cărți, unicat la a doua ediție, dar e mai frumoasă decât prima, recunoașteți, din 1969. Facem o reconstituire, pentru că Ion Andreescu, iată, a fost dus și prin această lucrare la rang de artist al acestui neam românesc. Așadar, buzoienii au ocazia unică de a vedea o expoziție cu 22 de lucrări originale ale marelui pictor Ion Andreescu la galeriile de artă cu același nume. Expoziția Întoarcerea acasă va putea fi vizitată gratuit timp de 2 săptămâni între orele 11-17.